Dragilor, începem această ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise cu o urare. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Mihail și Gavril, pentru că, iată, astăzi îi serbăm, îi celebrăm și vom vorbi despre Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, o carte publicată în portofoliul editurii Herald, în colecția Cultură și Civilizație. Alături de noi, autorul cărții, pomenite puțin mai devreme, Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, Cezar Ivan Coliță, și de asemenea Cezar Ivan Coliță, teolog și scriitor, și domnul profesor Teodoru Ghiondea. Iată, dar ce prilej mai bun ar fi existat pentru a vorbi despre Arhanghelul Mihail în această zi. Aș începe discuția cu domnul Cezar Ivan Coliță. Când s-a dovedit în istorie Arhanghelul Mihail un adevărat izbăvitor de molime și alte, le-am spune noi, boli, epidemii, pandemii, iată că tot este un cuvânt la modă, maladii și așa mai departe? Bună ziua, domnule Lucaci, și bună ziua, stimate domnule profesor și tuturor ascultătorilor noștri. Da. Putem spune că au fost numeroase cazuri în istoria timpurie a bisericii, să zicem, da? Dar ca să mă limitez, că timpul este oarecum destul de scurt, socotesc eu că cel mai ilustrativ exemplu ar fi o minune de a Arhanghelului Mihail petrecută în Roma anului 590, în plină pandemie de ciumă bubonică. Da? Este vorba de o angelofanie a Arhanghelului Mihail, despre care vom vorbi în curând, și care se manifestă, a spune eu, și cum spun și alți mulți istorici, în cele mai negre zile din istoria Romei. Despre ce este vorba mai exact? La începutul anului 590, are loc o inundație a râului Tibru în Roma, iar apele acestuia ajung să inunde chiar și rezervele cu grâne ale orașului. Acest lucru conduce inevitabil în câteva zile sau chiar într-o lună la o foamete cumplită printre locuitorii cetății eterne. Da? O a doua năpastă care lovea Roma era faptul că cotropitorii lombarzi ai Italiei începeau să asedieze Roma, da? Iar a treia nefericire, că nu era de ajuns, era vorba că la începutul lui ianuarie 590 Roma avea să fie lovită de ciuma bubonică, da? O celebră ciumă denumită generic și ciuma lui Justinian. Bun, și în toate aceste condiții este ales ca papa al Romei, Sfântul Grigorie Dialogul, zis și Grigorie cel Mare, da? Unul dintre cei mai ilustri papi din istoria Romei, da? Care organizează la 25 aprilie anul 590 o procesiune penitențială care angrenează în primire tot poporul roman pentru a înceta noua epidemie de ciumă abătută asupra orașului, da? Care în luna aprilie se afla deja oameni pe zi. Da? Raportat la populația Romei din acea vreme, cam de 70.000 de locuitori, păi ne dăm seama ce dezastru a reprezentat această epidemie de ciumă. Probabil că înjumătățise populația cetății eterne, să zicem. Da? Bun. Și când Grigorie, împreună cu mulțimea, a ajuns la jumătatea drumului procesiunii, mai exact în apropierea mauzoleului lui Hadrian, ne spun cronicile din acele timpuri și cronicile ulterioare că pontiful Romei, când și-a ridicat privirea spre cer, a văzut în vârful acestui edificiu un înger înfricoșător, dar în același timp plin de lumină și de slavă dumnezeiască, care ridica o sabie însângerată de deasupra Romei
și avea să și-o potrivească, să și-o pună în teacă. Da? Iar această viziune, această tâlcuire a viziunii Papei Grigorie cel Mare însemna de altfel o încetare rapidă a epidemiei de ciumă, fapt confirmat și de unele izvoare ale epocii. Da? Bun, peste cam, să zicem, 20 de ani de la această minune, are loc pe acest mauzoleu al lui Hadrian este construită o capelă închinată Arhanghelului Mihail în cinstea minunii petrecute în anul 590 și este ridicată de către nimeni altul, Papa Bonifaciu al IV-lea, care era de fapt un ucenic apropiat al Sfântului Grigorie, care îi spusese despre viziunea miraculoasă și izbăvitoare pe care o avusese în anul 590. Capela ridicată va purta numele de Capela Sant'Angelo, pentru ca din secolul al XIII-lea să poarte numele de Castel Sant'Angelo sau Castelul Sfântului Înger. Bun, tot din această perioadă, papii încep să pună pe vârful Castelului Sant'Angelo o statuie a Arhanghelului Mihail cu o sabie în mână, ce ridică acea sabie, să zicem, în care nu era nimeni alta, să zicem, decât ciuma abătută asupra Romei, o ridică deasupra orașului, să zicem așa, în chip glorios, și această statuie, să spunem, ne aduce aminte sub forma unui prezent continuu de acea minune petrecută în anul 590. Dar zic eu că acum ne apropiem un pic de timpurile pandemice actuale. Da? Și ce vreau să spun prin asta? Că această angelofanie izbăvitoare este ilustrativă pentru situația actuală și din lume și din țara noastră. Bun. Dar asta nu înseamnă, să zicem, că ar trebui să ne iluzionăm cu ideea că o pandemie ar trece de la sine doar prin minune dumnezească, doar printr-o apariție cerească sau mai știu eu ce. Nu, ci că, socotesc eu, că prin această minune ilustrativă, boala, moartea și răul nu au ultimul cuvânt de spus în această ecuație, ci tot Dumnezeul are. Și această minune ne arată că providența veghează totuși, e adevărat, prin duhurile îngerilor, prin duhurile sfinților, asupra unor colectivități de oameni aflate într-o pedagogie mai aspră, îngăduită de Dumnezeu, din fel și fel de motive pe care doar El le știe. Da? Și toți acești sfinți îngeri prin care, să zicem, acționează providența divină, aș spune eu, ne fac consecvenți într-o nădejde paradoxală, iar această nădejde paradoxală s-ar exprima prin cuvintele descoperite de Dumnezeu chiar Sfântului Siluan Atonitu, care spun următorul lucru: țineți mintea în iad, dar nu deznădăjdui. Ei bine, și când suntem cuprinși de această nădejde paradoxală, atunci și Dumnezeu ne comunică un har. Da? Și când ni se comunică acel har, când suntem învăluiți în mod tainic de acel har, tot atunci pot să aibă loc și minuni. Domnule profesor Ghiondea, figura Arhanghelului Mihail în calitate de sfânt taumaturg s-a mai făcut simțită și altă dată în istorie? Pe lângă ceea ce ne-a prezentat puțin mai devreme autorul cărții, domnul Cezar Ivan Coliță, și aici aș face cumva referire la cultul iatric al Arhanghelului Mihail în istorie, mai ales în creștinismul răsăritean. Aș spune câteva cuvinte despre Arhanghelul Mihail în general, pentru că asta ne explică foarte multe lucruri. Dumnezeu este continuu activ față de noi, pentru că suntem creația Lui. Și cu siguranță că o angelofanie este o teofanie într-o formă specială. Acum, numele Arhanghelului Mihail, nu? Este un nume, aș spune eu, interrogativ și afirmativ în același timp. Pentru că în traducere, Mihail, da, este cine sau cel care este ca el. El cine? El este Dumnezeu. Da?
Nu înseamnă că există un raport de asemănare, înseamnă că există un raport funcțional. Arhanghelul Mihail ca și Arhanghelul Gabriel, pentru că nu degeaba sunt împreună, spre surprinderea oamenilor, ei nu fac parte, de fapt, din primele rânduri ale ierarhiei cerești, ci sunt în a opta treaptă a ierarhiei cerești. Și atunci, sigur că vine o întrebare oarecum legitimă. De ce sunt atât de prezenți pentru noi, să mai prezenți decât serafimii? Sau... N-aș spune că așa se pune problema. Problema se pune că cei doi arhangheli, pentru că sunt de fapt șapte, nu sunt numai cei doi, mai este Rafael, mai e Uriel, Varahil, Yehudil și Salatil, sigur. Dar ei sunt foarte importanți și sunt foarte activi ca funcții, sau mai bine spus, ca acțiunea lui Dumnezeu pe pământ, pentru că sunt distribuite, ca să spun așa, acțiunea lui Dumnezeu față de lume în două moduri. Unul este cel al îngerului feții, care este Mihail. Mihail este îngerul feții. Asta se spune și în Isaia, capitolul 63. El este îngerul feții. Apare de trei ori în Vechiul Testament, apare o dată în Apocalipsă, în Noul Testament, și apare în Coran o singură dată, la surata a doua, versetul 93. Ce vreau să spun prin asta? Că importanța lui este uriașă pentru toată tradiția abrahamică. Nu trebuie să o înțelegem, știți că am mai discutat despre tradiția abrahamică și ce important este. Eu cred că înțelegem parțial dacă ne rezumăm la o singură tradiție, fără să încercăm să înțelegem din perspectiva tradiției pe care o practicăm. Să nu le înțelegem și pe celelalte două. Cred că ne-am privat de anumite sensuri. Vedeți? Arhanghelul Mihail, ca înger al feței, aș spune eu că este cel care, prin care Dumnezeu conduce ca o energie activă, sau este un aspect activ al lui Dumnezeu față de creație. Și asta o arată și pentru faptul că este, cum spunea Vasile Rovinescu, impecabil, voievodul cetelor cerești. Este extrem de important. Un alt gen de acțiune este cel al revelației. Adică atunci când Dumnezeu vorbește direct. Și aici avem două cazuri în tradiția abrahamică. Avem creștinismul, nu? În care Arhanghelul Gabriel vine și face buna vestire, cum spunem noi, și transmite, cum spun unii din părinți, transmite Duhul Sfânt în nou locaș care este Sfânta Fecioară pentru a veni pe lume, a se întrupa Logosul Divin, și același înger, același arhanghel Gabriel, în tradiția islamică este cel care aduce revelația profetului Muhammad. Vedeți de ce întotdeauna țin la această continuitate extraordinară între Vechiul Testament sau Tora, Noul Testament și Coran. Deci textele sacre, cele trei texte sacre sunt într-o prelungire și într-o continuitate perfectă. Această întrebare care este importantă și acest nume care este, am spus, este și interrogativ, dar este evident că este vorba de o interogație, aș spune eu, care nu așteaptă un răspuns. Dar, surprinzător, l-am găsit, de exemplu, în tradiția islamică, printr-o întrebare asemănătoare. De exemplu, în surata Al-Araf, zidurile, la versetul 172, Dumnezeu întreabă credincioșii: nu sunt eu Domnul vostru? Cu alte cuvinte, cine sunt eu pentru voi? Și ei răspund: da, mărturisim, tu ești Domnul nostru. Are legătură, precum vedeți, cu acest cel care este ca el. Vedeți, întrebarea nu este pusă în același fel, dar sensul ei este același. Ce vreau să spun prin asta? Mărturisirea, aș spune eu, a cultului față de Arhanghelul Mihail este
direct și indirect, depinde de punctul de vedere, este o mărturisire a lui Dumnezeu, a credinței în Dumnezeu. Problema aceasta a vindecării, aspectul taumaturgic, este strict legat de credința noastră și vă aduc în actualitate. El s-a mai întâmplat așa cum ați întrebat dumneavoastră și pe parcurs. S-a întâmplat, este o apariție din aceasta, de trei ori o apariție în orașul Nativitas din Mexic, regiunea Tlaxcala, da, în 1631. Deci apare în Asia Mică, la Pitia, la Germia, la Nacolea, este prezent permanent. De ce? Pentru că este îngerul feței lui Dumnezeu. Este îngerul feței. Adică este, Dumnezeu intervine atunci când dezechilibru în lume, când disfuncțiile lumii pe care el a creat-o, nu? Depășesc măsura curgerii fireștea a timpului creației. Adică, aș spune mai simplu, o grăbesc. Nu trebuie să uităm că apariția creștinismului este legat, cum am mai spus de atâtea ori, de o criză profundă a umanității. Deci există o oportunitate a manifestării, a venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ. Nu este un lucru, cum să spun, lipsit de cauzalitate directă cu creația. Nu. El intervine în acest mod. Dumnezeu ca atare, el intervine prin intermediul a ceva, a acestor angelos, prin cei care transmit. Și ca să vedeți că se leagă iar de toată tradiția abrahamică, mi-aduc aminte un citat de Nimla Rabia Tai, care spune așa: Domnul Iisus, Saidna Isa, s-a născut din apa Mariei, apa lui Miriam, și Duhul Sfânt purtat de Arhanghelul Gabriel. Asta o spune Ibn Arabi. Și spune mai departe, apropo de desăvârșire, spune, trebuie fiecare din credincioși să facă în așa fel ca Domnul Iisus să se nască în el. Această naștere să se repete. Or, această naștere din om este într-un fel girată, administrată de cei doi arhangheli. Și spuneam la început că foarte mult se miră de ce sunt de-abia în treapta a opta a ierarhiei. Pentru că sunt cei mai aproape de noi. Este firesc să fie așa. Sigur că serafimii, heruvimii și toți ceilalți, nu? Cele nouă ierarhii, serafimii, heruvimii, tronurile, domniile, puterile, stăpâniile, nu? Începătorile și arhanghelii al optelea, urmează cetele de îngeri. Toate au rolul lor, dar cel mai aproape de noi sunt arhanghelii. Pentru asta intervine Arhanghelul Mihail. Și de ce intervine? De ce nu intervine în aspectul ăsta vindecător, taumaturgic, Arhanghelul Gabriel? Nu intervine pentru un motiv extrem de simplu. El are o altă funcțiune. Are funcțiunea de revelație, nu are funcțiunea de reducere, aș spune eu, a disfuncțiilor și a dizarmoniile care apar din cauza acțiunilor noastre. Cu siguranță că Dumnezeu știe că noi suntem pătimitori. Dumnezeu evident știe că noi greșim, că nu putem să nu greșim, că și numai tu ești fără de păcat, dreptatea ta, dreptatea ta, și cuvântul tău este adevăr. Știe toate lucrurile astea, dar toate lucrurile astea, până la urmă, El le conduce, El le girează și El le administrează, dar evident că nu direct. Și de ce nu direct? Pentru că nu există comună măsură între om și Dumnezeu. Nu există comună măsură între om și Dumnezeu. Există această intermediere a funcțiilor, a aspectelor divine care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Nu se face, nu se poate face direct. Și vedeți că în toate cele trei tradiții abrahamice, putem să vorbim de toate tradițiile, numai de cele de tradițiile abrahamice. În toate tradițiile există mijlocitori, există intercesori întotdeauna. Pentru că, sigur, omul găsește în el pe Dumnezeu, dar e un drum foarte lung. Într-un deșert, într-o selva, prin care trebuie să treacă, suferința nu este străină omului. Și ceea ce spunea domnul Coliță este perfect. Sigur că da, totul se va rezolva la un moment dat. Răul nu poate fi veșnic. Numai Dumnezeu este etern. Iar bucuria, dacă vrei să fie eternă, trebuie să ajungi la Dumnezeu. Ăsta este sensul. Și atunci, boala. De ce intervine Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, hai să-i spunem așa, într-un limbaj popular, Dumnezeu nu ceartă
omul ca să-l distrugă. Nu-l pedepsește. Suferințele noastre sunt o expresie, bol și așa mai departe, sunt o expresie a dezechilibrelor noastre interioare. Sunt niște consecințe ale libertății, pentru că Dumnezeu așa de mult a iubit omul, încât i-a permis până și să-l nece pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se supără pentru asta, pentru că știe că omul este așa cum este. Aș mai aduce aminte ceva. E foarte interesant că Arhanghelul Mihail este reprezentat cu o sabie într-o mână și într-o mână cu o balanță. Balanța, din punctul meu de vedere și făcând referire la acum la tradiția iudaică, din punctul meu de vedere sunt cele două reprezentări simbolice a celor două sefiroturi care urmează Keterului. Și anume, balanța, din punctul meu de vedere, reprezintă înțelepciunea, iar sabia reprezintă inteligența. Și am să vă spun de ce. Pentru că această inteligență, ai nevoie de luciditate pentru a fi inteligent. Inteligența înseamnă luciditate, în primul rând, care se leagă de lumină. De acolo vine și cuvântul, nu etimologic. Ori această inteligență este cea care taie, despică, desface, separă. Ăsta este sensul ei, nu? Și ea funcționează, vă aduceți aminte și expresia biblică. Vă aduceți aminte că și sabia a trecut prin inima ei. Deci, vedeți, asta e o cerere care este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ea simbolizează prezența înțelepciunii lui Dumnezeu pe pământ, Sfânta Fecioară. Și atunci, vedeți, pentru asta Arhanghelul Mihail tămăduiește și Arhanghelul Gabriel are altă misiune. Este vorba de niște funcțiuni prin care noi avem legătura cu Dumnezeu. Vindecările acestea au un rol extrem de important. Suntem așa, cum spunea și domnul Coliță, cum spunea și dumneavoastră, suntem într-o perioadă care se lungește, se pare, dar nu peste, n-aș spune eu că se prelungește mai mult decât sunt suferințele noastre interioare. Nu cred. Pentru că nu e niciun secret, toate tradițiile vorbesc de o perioadă de aur, de o vârstă de aur și care se termină la un moment dat printr-o schimbare majoră. Putem să o numim apocalipsă, putem să o numim, mă rog, că dacă spunem sfârșitul lumii, riscăm să cădem într-un nivel foarte jos al discuției. Nu e vorba de un sfârșit, e vorba cum nici moartea nu este un sfârșit al omului. Este o trecere într-un alt plan. Asta este tot până la urmă și atunci înțelegerea așa trebuie înțeleasă. Cum spuneam altă dată, aici dacă trăiești cu iubire și înțelepciune, mori cu iubire și înțelepciune, iar dincolo vei găsi iubire și înțelepciune. Îngerul Feței asta administrează această, aș spune eu, corespondență între felul cum trăim și pandemia care ne chinuiește de 2 ani de zile. Din punctul meu de vedere, e foarte departe de a avea un scop sau de a avea un obiectiv pur biologic. Ea merge mult mai sus, pentru că tot ce ni se întâmplă în viață este semnificativ. Nu există nimic din tot ceea ce facem să nu aibă efectul și reacția. Și prin urmare, eu cred că este o încercare, până la urmă, a certitudinii noastre și a forței credinței fiecăruia dintre noi. Știm bine că ne întrebam la început, ce facem? Ne împărtășim sau nu ne împărtășim? Ca să nu ne infectăm, vezi, Doamne, de la aceeași linguriță, da, folosit materialul euharistic. Da, exact. Este o copilărie, nici vorba de așa ceva. Domnule profesor Ghiodea, mulțumim foarte mult. În încheiere, l-aș lăsa pe Cezar Ivan Coliță, autorul cărții Arhanghelul Mihail și istoria apariției sale călăuzitoare, cu un soi de concluzie la expunerea noastră de astăzi. Ce rol au Sfinții Îngeri sau Arhanghelul Mihail în contextul pandemic actual? Mulțumesc de întrebare. Aici. Bun, dacă tot vorbim de duhurile fericiților îngeri, să zicem așa, trebuie să spunem următorul lucru. Depinde fiii cărui duh suntem. Adică, există o cale largă
a vieții noastre, de care se pomenește și în Sfânta Scriptură, să zicem, cea a egoismului, cea a satisfacțiilor efemere, a plăcerilor imediate, și o altă cale mai strâmtă, să zicem, a unei continue nevoințe de a renunța la sine, la propriul nostru sine egoist, și de a merge în fiecare zi, să zicem, pe calea ce duce dinspre rău spre bine și inevitabil care duce către Dumnezeu. Da? Iar faptele noastre, să zicem, pendulează tot timpul între această cale strâmtă și această cale largă. Da? Și în funcție de calea aleasă la acel moment, noi ne punem, am spune, sub tutela fie lui Dumnezeu, fie, din păcate, a unor duhuri, să zicem, ale întunericului. Și asta o simțim chiar în sufletul nostru, da? Când simțim că ne punem într-o sub tutela lui Dumnezeu, simțim o anumită pace, o anumită împlinire, un anumit sens pe care lumea astăzi l-a cam pierdut, da? Și când ne punem, să zicem, sub influența subtilă, adevărat și nefastă a celui rău, da? Simțim o tulburare, simțim o lehamite, simțim o achedie, după cum spun Sfinții Părinți, da? Nu intrăm în detalii. Bun, iar aceste lucruri sunt descrise nu neapărat în expunerea mea, că eu nu vin practic cu o noutate, nu, cel puțin nu sunt eu în măsură să vin cu noutăți în materie de lucruri duhovnicești, dar asta o regăsim într-o rugăciune foarte cunoscută nouă, și anume rugăciunea Sfântului Efrem Sirul încă din secolul al IV-lea, da? Care spune următorul lucru, da? Că o faptă este tributară unui anumit duh. Da? Și ce spune rugăciunea? Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijilor de multe, al iubirilor de stăpânire și al grăirilor în deșert, nu mi-l da mie. Bine, Sfântul Efrem Sirul se referea se ruga de fapt lui Dumnezeu să-l păzească tocmai de această cale largă care ne împrăștie de fapt dinspre cămara noastră cerească, da, spre lucrurile efemere, să zicem așa, da, și practic supuse pieirii, da? Și în același timp Sfântul Efrem Sirul spune următorul lucru: Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slugii tale. Adică este un set de virtuți care atrage harul Duhului Sfânt, iar, și aici ne îndreptăm spre miezul problemei, acest har al Duhului Sfânt atrage în viața noastră lucrarea Sfinților Îngeri. Da? Și trebuie spus că îngerii acționează, să zicem așa, în termeni mai laici, numai într-o circumscripție a harului dumnezeiesc. Da? Și aș mai spune un lucru și cu aceasta mă apropii de final. Într-o pandemie, îngerii ne pot purta de grijă și pot chiar să săvârșească minuni în funcție de trei mari condiții. Să punem totuși un început bun unei vieți spirituale și a unui bine moral. Al doilea aspect, să ne încredem în Dumnezeu, dar asta nu înseamnă să-L ispitim că ne va izbăvi peste tot și oriunde mergem noi, da? Și în al treilea lucru, asta e o constatare personală, când suntem totuși responsabili în îndeplinirea unor măsuri sanitare măcar de bun simț și când le-am asumat, de exemplu, ca o jertfă pentru binele aproapelui. Pentru că atunci când suntem într-o stare de jertfă și o stare de sfântă nădejde în Dumnezeu, au loc și minuni ale Sfinților Îngeri despre care vorbește Psalmul 90 și este foarte concludent acest lucru. Nu te vei teme de molima ce bântuie într-o amiază, că deavori dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta. Mi se pare cunoscut? Mie mi se pare foarte cunoscut pentru ce se întâmplă astăzi. Dar de tine molima nu se va apropia, că îngerilor săi, aici e aici, Domnul va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să-ți lovești de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilis vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul.
Mulțumesc foarte mult și aș completa eu, într-adevăr, și rugăciunea, uite, în această perioadă pandemică, rugăciunea este un soi de psihoterapie, aș numi eu, un soi de psihoterapie isihastă, întoarcerea către spiritual, pentru că cei care au fost mai aproape de zona spirituală consider că au trecut ceva mai ușor decât ceilalți și aici mă refer și la angoase, mă refer la atacuri de panică, la depresie, la anxietate cu care oamenii în ultimii doi ani, cum spunea domnul Ghiondea, s-au întâlnit. Dragii noștri, au fost alături de noi Cezar Ivan Coliță, autorul cărții Arhanghelul Mihail și istoria apariților sale călăuzitoare, scriitor, teolog și domnul profesor Teodoru Ghiondea. Le mulțumesc din suflet amândurora. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere! La revedere!